să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Adică crucea reprezintă linia de demarcație între omul credincios și lume. Deci noi credem în cruce. Dar aș vrea să vă spun că nu-i totul să-ți faci o cruce și după aia să trăiești în păcaturi. Totul este să-ți pui firea ta pe cruce, să o răstignești pe cruce și să calci pe urmele pașilor lui Hristos, Domnului. Doamne ajută! Așadar, dragii mei ascultători, este extrem de important în această viață Hristos să fie modelul nostru. După El să ne ghidăm viața. Viața cu El este superbă. Este o viață superioară. Ascultați-mă. Viața cu Hristos este o viață superioară. El se implică în toate problemele tale, de la fel de gândire, la vorbire, la fapt. El te ajută. El îți dă putere să trăiești frumos în lumea asta. Ca în timpul zilei. Nu în chefuri, nu în beții, nu în fapte idolești neîngăduite, ci atunci când te îmbraci cu Iisus Hristos. Când te apropii de Dumnezeu și trăiești din toată inima pentru Dumnezeu, Dumnezeu să fie binecuvântat. Pentru că Hristos este forma încarnată a Dumnezeului Celui. Ascultați-mă, întotdeauna întruparea precede schimbarea vieții noastre, precede răscumpărarea. De aceea e foarte important că numai ce este asumat poți răscumpăra. De aceea Hristos a luat trup ca și al nostru. Pentru că și-a asumat vremelnicia și perisabilitatea noastră. Și-a murit la cruce pentru păcatele noastre. Acum vreau să vă spun ceva și aș vrea să vă gândiți la ce vă spun. Faptul că Hristos a murit aducea mântuirea pentru noi. Dar faptul că a murit pe cruce este mai mult decât atât. Adică asta devorbește iubirea lui față de noi. Pentru că moartea predestinită a fost inventată pe la 350 de episod de perși, a intrat în jurisdicția romană pe la 65 și pe vremea Mântuitorului, moartea prin crucificare era o moarte extrem de dureroasă și lentă. Era aplicată numai pentru cei care erau considerați drojdia societății. Un cetățean roman, indiferent ce fapt ar fi făcut, nu era pedepsit prin răstignire. Dar Hristos a ales cea mai crudă moarte pentru ca să dovedească iubirea nemărginită față de noi. Vorba lui Dante, iubirea nu este niciun sentiment, iubirea nu este nicio patimă, ci iubirea este o forță uriașă care învârte sori și stele. Iubirea este singura putere neprimejdioasă din univers. E singura bolă sănătoasă în lumea asta. Iubești cu adevărat. Singura bolă sănătoasă, nu? Pentru că noi toți, de altfel, bolim de nedivinitate. Și noi suntem chemați în această lume să experimentăm în viața noastră, în laboratorul vieții noastre, iubirea lui Dumnezeu. Doamne ajută! Așadar, am văzut despre imperativul dragostei, modelul dragostei. Aș vrea să sublinez în al treilea rând despre sacrificiul dragostei. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit, și s-a dat pe sine pentru noi. Adică dragostea înseamnă sacrificiu oamenilor. Vorba fratelui Wulbrand, el spune așa, că dragostea se scrie iubire, dar se citește sacrificiu. Știți că, țin minte când eram student la București, am avut unul dintre profesorii, l-am audiat pe acum. Și el povestea foarte interesant, știa foarte bine greacă și noi. Și el spunea că există cuvântul eros, dragostea dintre soț și soție, nu vreau să intru prea multe detalii. Și există dragoste de tip agape, dragoste de tip filio, părinți, copii, și dragoste de tip storgers, care înseamnă pasiune pentru ceva, iubești ceva. Dar, deși grecii au inventat cuvântul agape, singurul care l-a pus, sau primul care l-a pus în valoare, este Sfântul Apostol Pavel. Și asta vedem chiar și înainte de Evanghelie. El a pus în valoare cuvântul agape pe anul 50-60 după Hristos, la Evanghelie, pe anul 70. Agape înseamnă să dai fără să aștepți ceva în schimb. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Romanii, deși aveau termenul ăsta, nu s-au folosit prea mult despre el în scrierile antice, decât amintirea foarte tangențial, unde găsim cel mai pregnant scris despre această dragoste care se dă fără să aștepte ceva, este în Noul Testament, pentru că cel care a promovat acest tip de dragoste este Iisus Hristos, Domnul. Pentru că vreau să vă spun ceva. Mulți spun că dragostea este Dumnezeu. Am o întrebare. E adevărat sau fals? Nu, e fals! Nu dragostea este Dumnezeu, ci Dumnezeu e dragoste.
dragostea aia umană e bună ca slugă, dacă nu stă bună, e dezastru. De aceea, dragii mei, mulți spun că Dumnezeu are dragoste, nu e adevărat, e fals. Dumnezeu nu are dragoste. Pentru noi oamenii avem dragoste, dacă avem dragoste. Dumnezeu este dragoste. Adică dragoste este natura intrinsecă a lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, ce vreau să vă spun este că se spune că cuvântul Eros și cuvântul Agape sau Agape este o prelungire a Erosului. Vorba lui Platon, care pornește de la ideea iubirea între soț și soție și spune, Doamne, trebuie să mergi mai departe în iubire, dar este la modul ideatic, la modul ideilor și să iubești lumea, să iubești tot ce te înconjoară. Adică o iubire teoretică, o iubire rațională. Ei, Dumnezeu ne-a învățat că adevărata iubire este Hristos Domnul, care înseamnă jertfă, care înseamnă sacrificiu. A venit și a plătit pentru tine și pentru mine ca să moară la cruce. Nu vreau să fac pe deștept, pentru că de obicei fac pe deștept oamenii care nu sunt. Dar ce vreau să vă spun este că cel mai greu pentru mine din Biblie nu este să înțeleg nici Zaharia, nici Ezechiel, nici Apocalipsa. Deși nimeni nu știe totul. Așa a lăsat Dumnezeu lucrurile, ca omul să se vadă mic și neînsemnat. Dar vreau să vă spun că cel mai greu lucru pentru mine este să înțeleg iubirea lui Dumnezeu. Nu era nimic de capul nostru, dar Dumnezeu ne-a iubit de așa manieră, încât între noi și Fiul Său, Dumnezeu a ales să moară Fiul Său și noi să avem viață. Nu există dragoste mai mare. Asta scrie și în Biblie. Nu există dragoste mai mare decât cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Hristos a venit să-și dea viața pentru noi. A înălțat, a dus iubirea de la Eros la Agape. Pentru că, până la urmă, știi ce înseamnă iubirea? Iubirea înseamnă să recunoști că îți lipsește ceva. Ei, cel care a venit să ne completeze și să umple cu dragoste viețile noastre este Hristos. Amin. Și spune la Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Am o întrebare. Poți să dai fără să iubești? Da! Să ales cât ești de bogat, cât ești de bun, dar nu poți să iubești fără să dai. Însă cel mai mare dar pe care poți să-l faci în lumea asta este să te dai pe tine însuți. Ăsta e cel mai mare dar. Asta a făcut Hristos pentru noi. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Hristos trebuia să moară. Nu! Pentru că n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vitreșug. Dar el a ales să moară în locul meu și în locul tău. Și de aceea moartea lui este o moarte ispășitoare, înlocuitoare. A plătit pentru noi, a plătit prețul. Dar vreau să vă spun ceva. A plătit prețul fără să ne lase nici măcar o rată. Toate ratele lui. Că nu eram în stare să plătim nici măcar o rată. Dar în iubirea lui a plătit totul pentru noi. Pentru că noi să avem viață. Și știi ce spune? Că au venit ca oile mele să aibă viață. Și să o aibă cum? Din veșul. Asta este iubirea lui Dumnezeu. De aceea, aș vrea să înțelegem în această seară, oameni buni, că Hristos a venit și s-a dat pe sine pentru noi. A plătit prețul pentru păcatele noastre, care au fost așa de mult, care au fost așa de grele. Ce vreau în această seară este să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne schimbăm viața, să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne deschidem. Asta a dorit Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Pentru că viața cu Dumnezeu este minunată. Slăviți să fie Domnul. Și aș vrea să subliniez un al patrulea lucru. Și anume, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Am văzut despre imperativul dragostei, despre modelul dragostei, sacrificiul dragostei și mobilul dragostei, adică scopul dragostei. Și care este scopul dragostei? Este Dumnezeu cel bun. Tot ce faceți, Coloseni 3:17, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți cum? Ca pentru Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea, dragii mei ascultători, în această lume, Dumnezeu ne cheamă să lucrăm ca pentru El. Să ne deschidem pentru Dumnezeu. Să știți că capitolele și versetele au apărut, din câte știu eu, mă rog aminte, am citit undeva, prin secolul 11 după Hristos. Deci înainte, textul era împreună. Și de
aceea vreau să citesc Efeseni 4:32, ultimul verset înainte de Efeseni 5:1. Și spune așa, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și acum, versetul 1, Efeseni 5:1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii, prea iubiți, în limba greacă aici este cuvântul mimați-vă pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne cheamă în această lume ca să-L mimăm, adică să călcăm pe urmele Lui, să trăim o viață așa cum a trăit El pentru noi. Vreau să ne uităm la 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și versetul 9. 1 Tesaloniceni, capitolul 4 și versetul 9. Și uitați ce spune aici Sfântul Apostol Pavel. Deci așa, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Deci dragostea aceasta am învățat-o de la Dumnezeu. Iată că noi trebuie să-L mimăm pe Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să iubim în lumea asta, să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Petru merge până acolo și vreau să ne uităm la 1 Petru 4:8 și ascultăm ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Deci, mai presus de toate, să aveți o dragoste cum? Fierbinte, incandescentă, nu? Unii pentru alții. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcat. Păi dragostea trebuie să fie fierbinte. Adică cum poți să ajungi ca dragostea să fie fierbinte? De aceea aș vrea să ne uităm la 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 22. 1 Petru 1:22 și ascultați ce spune aici Sfântul Apostol Petru. Și spune așa. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, este cu literă mare, adică Duhul Sfânt, ca să aveți o dragoste de frați cum? Neprefăcută. O să fii fariseu și în dragoste. Dragoste neprefăcută. Iubiți-vă cum? Cu căldură unii pe alții, din toată inima. Amin. Deci dragostea ajunge fierbinte dacă iubești cu căldură. Ați spus ceva lumea, căldură e una și a fi fierbinte e alta. Și ca să înțelegem cum ajungi la o dragoste fierbinte, să ne uităm la Evrei 13:1. Și aici este un verset foarte scurt și foarte concludent și foarte adevărat. Stăruiți în dragostea frățească. Amin. Deci dragostea produce căldură. Când stăruiești în dragoste, dragostea devine fierbinte. Și atunci devii un om puternic în lumea asta. Imbatabil și din el zdrobit. Când ești pătruns de dragostea Dumnezeu, când ești stăpânit de dragostea Dumnezeu, nu te poate frânge nimeni și nimic. Pentru că Dumnezeu este cel care dă binecuvântare. Să fie bun. Așadar, oameni buni, aș vrea să vă spun că datorită acestui fapt, datorită acestei dragoste, și pentru că noi l-am primit pe Domnul Hristos, Dumnezeu ține la foarte. Am citit despre un miel care a fost mușcat de un șarpe și mielul a murit. Și oaia a murit și a murit acest miel și ciobanul a luat blana acelui miel și a îmbrăcat un alt mielușel cu ea. Și atunci când l-a dus la oaia la care a murit mielul, a simțit mirosul mielului. Și l-a acceptat și l-a oferit hrană. Oameni buni, aș vrea să vă spun ceva. Când a văzut cineva acel miel, părea așa de deosebit, așa, parcă avea 4 picioare în spate, 2 se bălângăneau așa. Și imediat i-a explicat și și-a dat seama că a pus blana mielului mort peste cel care a rămas fără mama, pentru ca să-l accepte oaia respectivă și să-i dea hrană. Dragii mei, tot la fel, datorită faptului că Hristos a murit, jertfa lui este ca o mireasmă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Am citit undeva, și cred că este adevărat, se spune că simțul care îți aduce cel mai mult aminte de trecut e mirosul. Deci mirosul îți aduce cel mai multe aminte de trecut. Când treci pe lângă o plăcetărie în Baia Mare, îți place plăcintă sau nu? Sau nu prea? Și simți mirosul de plăcintă. Îți aduce aminte de când ai fost la bunica. Ce plăcintă încrețită făceam. Amor, ești pe așa aici, nu? Dacă vrei să ies câte bună, urcați în deal la acesta oameni. Deci, simțul mirosului îți aduce cel mai mult aminte de trecut. Oameni buni, aș vrea să vă spun că la fel, Dumnezeu a pus în noi și Dumnezeu ne-a dat putere
ca să-L slujim pe Domnul Hristos. Amin. Și asta îi place lui Dumnezeu, ia-ți și aduce aminte de noi. Să aduce aminte că suntem oameni cu slăbiciuni, neputinți. Oameni care trăim în lumea asta de multe ori la slăbiciuni, dar cel care ne dă privință este Dumnezeu cel viu. Aș vrea să vă asigur în această seară, în această după masă, că bunătatea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este nemărginită. De aceea merită să-L slujim pe Dumnezeu. Merită să trăim în dragoste. Merită să-L slujești pe Dumnezeu și când îți merge bine. Merită să-L iubești și când treci prin încercări, prin boli incurabili, prin necazuri. Mi-aduc aminte o vorbă lui Shakespeare care spunea că dacă dragostea se schimbă atunci când vine schimbarea, aia nu-i dragoste. Dragostea adevărată nu se schimbă când ajungi în neputință, în bătrâneață, pofta o soră, era la mașină, nici nu observa bine ce. Hai grei bătrâneața când o coboră din mașină. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu și când bătrâneața e grea. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu în orice circunstanță a vieții. Doamne ajută-ne la aceasta. Merită să-L slujim pe Dumnezeu. Amin. Amin. Merită să ascultăm chemarea lui Dumnezeu. Amin. Am un prieten în Târgu Lăpuș, mai un om în vârstă, a rămas de mic orfan. Tata lui s-a recăsătorit în Câscău. Eu sunt depărtat de biserică, fiind orfan, probabil marginalizat. Că nu e ușor să fii orfan. Cei care sunt orfan știu ăsta. La școală ai probleme și peste tot. Asta e viața. Oamenii aceștia sunt marginalizați. Dar cel care ține cu adevărat la orice om, e Dumnezeu cel viu. Amin. O venit din armată și s-au dus la Valea Croșilor. Știți că erau rugăciuni la Valea Croșilor? S-au dus cu podul plutitor. Și când au fost pe pod, era o soră în curs să se sprijinea cu baston. Și au auzit că Ion, unul, nu știu cum o cheamă după maică sa, Regina, zice, îi pe pod, aici. Și da, Ion, spune să vie până la mine. El, fratele ăsta meu, Ion, de felul lui, un tip așa, bun simț, cu respectuos, la sora respectivă și spune, tu ești omul de tare, ce da? Deci am un mesaj de la mama ta pentru tine, mai că s-a murit de mulți ani. Și cum băieții de obicei sunt legați de mame, și mai ales că mama ți-a murit când erai copil, asta te impresionează și mai mult. Și omul zice, cum dumneata ai un mesaj pentru mine de la mama care m-a făcut? Da, Ioane! Cum dumneata vorbesc eu? Da! Păi ce-o zis, mama? Mi-a spus mama ta să-ți spun, te voi întâlni și ești mare, să te pocăiești, că e dor de tine și vrea să se întâlnească în cer cu tine. Dintr-o dată o să le lacrimile din ochi, o scos țigările din buzunare, l-o rup și l-o aruncat în somiș. Și din clipa aia s-o întors la Dumnezeu și până astăzi îl slujește pe Dumnezeu. Dacă cuvântul unei mame o putut să schimbe un om, un om la 21 de ani, proaspăt de din armat, nu credeți că ar trebui Cuvântul lui Dumnezeu să ne schimbe și pe noi în seara aceasta. Amin. Dragii mei, ascultați-mă, vă spun cu toată inima. Cea mai mare binecuvântare este să-L duci pe Hristos în casă ta. Este să te deschizi pentru El. Nu există fericire mai mare decât să slujești pe Dumnezeu. Și ce a spus David la un moment dat, Psalmul 27 cu 10, Tatăl meu și mama mea mă părăsesc. Da? Domnul te primește. De unde te primește în viața asta? Domnul te primește și în veșnicie. Nu poți să mergi în veșnicie fără Dumnezeu. Sigur că trăim în probleme când oamenii se laudă, Domnule, am întâlnit oameni care se bat cu punul în piept. Eu sunt ateu. Știți că în lume ateismul este a patra religie din lume. Sunt 13% aproximativ dintre oamenii care populează planeta noastră sunt atei. Peste un miliard de oameni sunt atei. Eu, dacă e vorba de mine, eu nu cred în ateu. Ateu vine din două cuvinte franceze care înseamnă fără Dumnezeu. Eu nu cred în ateu, eu cred numai în om care și-a schimbat Dumnezeu. Dar mi se pare naiv că nu noi care suntem oameni simpli, oameni de știință cunosc 3-4% din univers. Când cunoști atât de puțin univers să spui că nu este Dumnezeu, mi se pare absurd. Pentru că Dumnezeu se poate ascunde și în detalii. La oameni, am un băiat în biserică care lucrează la bancă, economist la bancă, și spunea, păi nu e așa că la voi, la bancă, tot răul și diavolul se ascunde în detalii. Deci aveți dreptate de mine. Deci oamenii, diavolul se ascunde în detalii la om. Dar Dumnezeu în detalii își arată slavă și înțelepciunea lui. Dumnezeu este atot puternic să vi se fie. De aceea, tare mult mi-ar place în această seară să deschidem pe Dumnezeu să-L slujim cu toată inima. Odată, o seară, era un băiețan cu mama și să uitați pe cer, așa
descoperi un univers și vezi stelele și te impresionează. Și copilul se uită într-o seară și stelele pe cer mișcă pe oricine. Vorba lui Cam, două lucruri mă umplu de venerație. Cerul stelat și conștiința omului. Când vezi cerul pe care Dumnezeu l-a stropit cu stele, rămâi surprins. Și zice băiatul către mami, ce mami, uite cât e frumos cerul pe dos. Oare cât e frumos pe față? În seara asta vreau să vă pun o întrebare. N-ați vrea să vedeți cerul pe față? Haideți să ne întoarcem la Dumnezeu. Să experimentăm iubirea Lui în laboratorul vieții noastre. Nu uitați aceste patru fațete ale iubirii. Și anume, iubirea este o poruncă. De așa este un imperativ. Imperativul dragostei, modelul dragostei care este Hristos, sacrificiul dragostei, pentru că ne-a iubit și a dat viața pentru noi, și mobilul sau scopul dragostei. Tot ce facem să fie pentru Dumnezeu. Amin. Apropo, cine n-are Biblie, o să vă las Biblia asta, fără bani, bineînțeles, nu să vă iau bani. Las Biblia asta în numele Domnului. Dacă n-aveți o Biblie, vă rog să veniți la mine la final și să aveți Biblia asta. Nu uitați că știe și să predice. Frații mei, la